www.ex-press.ro. Ia pulsul Moldovei. Sigur, e mare bucurie pentru mine că astăzi inaugurăm de ziua muncii această bază de agrement. Este bucurie foarte mare că o inaugurăm cu o slujbă. Așa cum e normal că știți să o facem. Și o bucurie că, citind Evanghelia, Părintele Protopop a spus câteva lucruri importante. În primul rând, prin învățătura din Evanghelie, că cel ce spune că face, trebuie să și facă. Iar ceea ce vedem astăzi aici se potrivește exact cu ceea ce a spus din Evanghelie. Am spus că facem și am făcut. Că putem face mai bine, este altă problemă. Că putem face mai mult, este altă problemă. Dar important e că facem. Și mi-aduc aminte, iar cei care sunt mai în vârstă știu foarte bine, că de zeci de ani de zile și pe timpul celălaltui regim s-a încercat ca această bază de agrement să devină una foarte frumoasă și atractivă pentru cetățenii Iașului și nu numai, chiar o bază regională. Dar, din păcate, nu s-a reușit în toți acești ani de zile într-un singur inconvenient. Nu că nu ar fi putut să facă aici restaurante, moteluri, locuri de joacă pentru copii și celelalte activități, ci pentru faptul că nimeni nu putea să investească în a face canalizarea acestei zone, care costa foarte mult, pentru a proteja luciul de apă. Deci noi vedem în jurul nostru ceea ce este frumos, locurile de joacă, aceste activități, dar să știți că marea realizare este pentru faptul că aici s-a tras o canalizare în subteranul acestui teren, pe o parte și pe alta a lacului, cu stație de pompare mai jos și în clipa de față protejăm natura în această zonă și protejăm acest lac care ani de zile a fost tot timpul colmatat și murdărit. Așa că ceea ce am reușit să facem noi cu fonduri europene și cu efortul bugetului local este un început, este prima etapă de modernizare a acestei baze de agrement. Vom continua în etapa a doua, să sperăm că vom găsi și fonduri ca să rezolvăm situația lacurilor în mod complet. Și în etapa a treia, sper ca cei care sunt privați și vor să investească să vină aici pentru ca să poată să creeze cât mai multe activități atractive pentru cetățenii Iașului și nu numai. Vreau să mulțumesc colegilor mei din primărie care în acești ani de zile au depus eforturi ca această bază de agrement să fie modernizată. Sigur, o să încep cu... Acum este prefect, atunci era viceprimar, de asta l-am și rugat să taie panca cu noi, pentru că are dublă calitate. Odată de fost viceprimar care s-a ocupat de aceste activități în primărie, dar și de prefect astăzi, domnul Romeo Olteanu. De asemenea, am rugat pe domnul Lupu să taie panca, pentru că a lucrat ca director economic în primărie când am pus bazele acestor finanțări. Azi este vicepreședinte al Consiliului Județean. Și sigur, directorul tehnic de atunci, viceprimarul de acum, Mihai Chirica, lui Cosmin Coman, care conduce proiectele europene și întregii echipii care au lucrat aici, mă refer la atât la cei din primărie, cât la constructori și la proiectanți. Vom continua lucrările în această bază și după ce o punem în funcțiune. Sper că am dorit foarte mult să pun această bază în funcțiune de 1 mai. Suntem în săptămâna mare, cu atât mai bine, pentru că avem și sărbători oficiale, să săptămâna ziua muncii, totul este gratuit aici, iar în săptămâna mare și pentru petrecerea Paștelui, această bază să fie în funcțiune pentru Ieșeni. După aceste sărbători, celelalte activități care sunt în continuare, în execuții, vor continua și cred că ani de zile de aici încolo, privații vor veni și vor investi și dânsi. Să iau un bani.
Dă-mi un cuțit, băi. Perfect, o cuțit. Ținția voastră, putem să... să-l meșterim? Da. www.ex-press.ro Ia pulsul Moldovei.